În primul rând, eu cred că justiția, reformarea rapidă a justiției poate fi doar în direcție negativă. Deoarece dacă vorbim de dreptate pentru toți și fiecare, asta înseamnă schimbarea oamenilor și a deprinderilor. Iar schimbarea oamenilor și a deprinderilor nu poate avea loc în 2 sau în 3 sau în 4. Dar ce este important este că în acești 2, 3 sau 4 ani să poți pune fundamentul unei schimbări calitative reale. Eu cred că PAS, când a încălecat mesajul principal din campania Reformarea Justiției, nu a făcut-o foarte calculat. Pentru mine era clar din start că în 2-3 ani de zile, când am patrule la campanie să vezi rezultate palpabile, e greu. După mine, și întrebarea noastră care a dat-o doamnei Stamat era, se putea mai repede? Se putea? Cât de repede? Nu știu dacă, poate de 2 ori mai repede. Dar efectul practic oricum nu se va simți încă un an și jumătate. Adică până la viitoarele alegeri, schimbări, percepții vor se simți foarte, foarte puține. De ce? Deoarece oamenii care vor fi schimbați eventual din sistem, avea peste vreo un an, jumate, doi, își vor schimba noraburile, hai să spunem așa. Și întrebarea este ce puteai făcut mai bine? În opinia mea, puteai făcut o planificare mai bună. Eu am văzut cel puțin multe reforme care inițial se începeau într-o direcție, pe urmă se întorceau în altă direcție, modificările codurilor de procedură, ba așa, ba așa, modificările pe competențele Procuratorului Anticorupție și a CNA-ului, ba așa, ba așa, s-au pierdut o grămadă de eforturi care puteau fi îndreptate în altă direcție. A doua chestiune este profunzimea reformelor. Eu nu cred că netezând anumite unghiuri poți ajunge la rezultate calitativ diferite de ceea ce a fost până acum. Dacă vrei să faci reforme, mai ales în justiție, trebuie să le faci foarte profund. Dureros, dar el trebuie făcut. Am văzut o anumită ezitare și eu înțeleg de ce este, fiindcă noi dărâmăm ceva ce vedem, dar încă nu știm ce va crește în loc. Dar ceea ce cert este cu menținerea fundamentelor unui sistem vechi, cu care nimeni nu-s de acord, e foarte puțin probabil să construiești o casă foarte bună, decât având un fundament putred, e greu să ai o casă foarte bună ulterior, sustenabilă cel puțin. Și a treia chestiune este comunicarea despre reforme. Persoanele nu înțelegeau, ne pornim de aici de unde vrem să ajungem. De aceea s-a pierdut pe de o parte încrederea multor specialiști din justiție. Ei încă nu înțeleg ce-ți dorește cu adevărat. Și cel mai important este a judecătorilor și procurorilor celor reformați. De ce? Încă noi putem să schimbăm legile. Dar în ultima instanță, legea pentru om e ceea ce se întâmplă în judecat, la procuratură. Și dacă noi nu avem judecători sau procurori care să creadă în aceste schimbări, care să le preia și ulterior în fiecare zi să le implementeze, schimbări practice vor fi, efect practic va fi mic. Deci eu cred că trei elemente care le menționați sunt și altele, nu vreau să intru în mai mari nuanțe tehnice, dar eu cred că aici puteai făcut lucrurile mult mai bine. Aveți și o explicație de ce nu s-au făcut mai bine? Pentru mine unica explicație este nu cred că nu există voință politică. Eu cred că există capacitate limitată de a livra pe măsura expectanțelor. În primul rând, deoarece PAS-ul nu a avut experiența guvernării pe bune. Ei au venit fără experiență, în mare parte fără echipă, cu, știți, bancul acela, vizionare, adică, cum am spus ei, strategii sunt pentru politicieni, tacticienii sunt pentru profesioniști, dacă e tacticieni au mai puțin în echipă. Da. Și încă o chestie care vreau să spun, la capitolul justiției. Noi monitorizăm justiția de 20 de ani, mai mult de 20 de ani. Și pot să vă spun că în aceiași 2 ani de zile s-au votat mai multe modificări importante pe justiție decât în ultimii 7 sau 8 sau 10 ani luați împreună. Dar s-au comunicat prost la capitol.